24 de ani, atât va sta în pușcărie un locuitor al raionului Ialoveni pentru că și-ar fi violat fica vitregă timp de un an. Potrivit procurorilor, inculpatul în vârstă de 40 de ani și-a recunoscut vina, dar numai după ce procurorii au adunat probe. Astfel s-a demonstrat că individul în perioada 2017-2018 a abuzat-o sexual pe fica minoră a concubinei sale. În perioada respectivă, fetița avea doar 7 ani. Abuzurile aveau loc frecvent, fie când mama era plecată peste hotarele țării sau chiar când se afla în Oda e vecină. În tot acest timp, copila îi povestea mamei despre cele ce îi se întâmplă. Femeia însă ar fi ignorat cele spuse de fată și i-a ținut parte concubinului. Cea care a sesizat poliția a fost vecina familiei. În rezultat, învinuitul a fost reținut și a compărut în fața justiției. Procurorii nu sunt însă de acord cu decizia primei instanțe, considerând-o prea blândă. Aceștia au contestat sentința și solicită detenție pe viață. Totodată, procurorii au făcut apel la organele abilitate, așa încât copila ar putea fi luată din familie.